Vă salut din nou. Astăzi revin cu a doua parte a acelor noutăți Matchbox. Vă spuneam că am mai multe părți, mai exact 3. Și m-am gândit astăzi să vă prezint o nouă parte, tot 6 noutăți luate nu de mult. Și am să încep cu prima coloană. Avem aici un AMC Eagle din 1980, din nou e acoperit modelul cu prețul, dar cred că puteți deduce cât de cât cam cum arată în realitate. Și ăsta e un model din 2023, cel puțin l-am văzut lansat. Așa, am să pun iară jos. Aici se vede clar că e o vopsea metalizată maronie. În față e masca, dar din plastic, deci fiind o mașină mai veche, au preferat să o arate ca și la Hot Wheel, doar așa încrustate detaliile în plastic, se pare. Dar e un plastic așa mai plăcut, nu e acel plastic argintiu lucios care mi se pare destul de urât. Așa arată din spate, bara de protecție. Aici pe lateral se vede coloristica asta specifică, și cum ar fi un lemn, plus niște jante care sincer nu le-am prea mai văzut la Matchbox. Dar arată bine, zic eu, că sunt tot cromate. Foarte interesant, așa în formă de floare cu 10 petale, să le zic așa. Foarte interesant, inclusiv aici semnalizare. Și deasupra, adică sunt geamuri de jur împrejur, foarte interesant. Acum se vede clar. Și mergem la următoarea, un Ford F-150 Lightning din 2022, deci mai am așa ceva, doar că ăsta e un model nou. Cam așa arată pe blister. Acum modelele Ford au masca asta la fel ca și la BMW, Audi și multe altele, Mercedes, toate s-au luat, cred că una după alta, cu masca foarte înaltă. Și să vedem cum arată macheta. Se vede clar masca plus sigla Ford și inclusiv acțibildele de la far, foarte interesant. Și aici se vede un pic acolo o semnalizare. Și bara asta de protecție din față, din nou vorbim de acel argintiu care mie personal nu prea îmi place, vede că e argintiu metalizat, nu prea dă așa de bine, dar asta e. Ideea e să nu fie prea multe mașini argintii, după părerea mea. Se vede și aici niște acțibili de pe post de stopuri. În spate înscris Ford. Era frumos dacă se deschidea ușița asta, dar poate că avem la moving parts așa ceva. Cel puțin un Ford știu că am. Cam așa, înscrisul cu aniversarea de 70 de ani. Cel puțin din 1953, parcă dacă nu mă înșel. A început Matchbox. Și în 2023 s-au împlinit, deci, 70 de ani.
foarte agresivă. Trecem la niște mașini clasice. Un Dodge Charger din 1966 și ăsta din păcate e argintiu. Cam așa arată pe blister, foarte agresivă, mașină puternică de... E perioada aceea, anii 60, când erau foarte multe muscle car-uri în America. Să vă arăt foarte interesantă partea din față la această mașină, parcă pare așa din viitor. Pare practic o întreagă mască dintr-un capăt până în celălalt. Nu prea am dat seama unde sunt farurile sau care ar reprezenta farurile. De lateral, aceste jante cu trei spițe și conturul ăsta specific modelelor Hot Wheels, înscrisul Dodge. Și în sfârșit, în spate, avem niște stopuri cu axibilde. Deci pare parcă o mașină așa din... Înapoi în viitor sau orice alt SF. Foarte interesant. Același argintiu metalizat. Așa, ajungem și la acest pick-up truck, un Ford Ranchero din 1970. Deja îmi dau seama că vorbim tot de o vopsea metalizată, un verde deschis, cam așa arată pe blister. Acest model, iarăși, pot să zic că l-am luat de la Smica, destul de scump, la 15 lei, după părerea mea. Fiind pick-up truck, se poate vedea și partea din spate, cupa aceea în care transporti materiale sau orice altceva. Pare așa mai joasă acest pick-up truck. Acele jante cu trei spițe specifice mai mult mașinilor clasice, cel puțin așa a decis Smashbox. În sfârșit se văd niște stopuri, a zice vopsite, pentru că sunt prea mici acolo, și înscrisul Ford, foarte, foarte frumos detaliu ăsta pentru o mașină pick-up truck. Nici nu mi-aduc aminte să mai fi găsit așa ceva la un pick-up truck, detalii pe spate, clare, ca și cum ar fi un premium. La Hot Wheel mai vezi așa, stilul ăsta cu vopsit. Privire și în față, aici e masca aceea specifică dintr-un plastic ce imită metalul. Și o privire și de sus, se vede că e textura aceea nisipoasă, deci acest verde deschis. Și aici loc pentru benzină. Dar în spate arată cel mai bine, trebuie să recunosc. Și e modelul ăsta așa foarte jos. Cum zic, în California, low rider. Deci așa foarte jos și a plecat așa aripile peste roți, să fie așa stil gangster. Foarte interesant. Și ajungem și la ultimul
rând. Aici avem un tractor foarte interesant, foarte îngust, așa mi s-a părut interesant. Dar acum că mă uit după denumire EV, tractorul aș putea doar să intuiesc că ar fi vorba de un model hibrid sau chiar electric complet, nu știu exact. Cam așa arată pe blister. Dar de obicei EV mă gândesc că e prescurtarea de la electric vehicle și cam așa arată macheta. Se văd și aici niște faruri exact ca pe blister. Foarte interesant. Ați văzut că eu colecționez și utilaje și mașini agricole, deci mă bucur că mai crește și zona asta de colecție, tractoare, cel puțin la Matchbox mai mult tractoare adaugă, nu și alte utilaje. Așa. Și ultima, tot de la Smica, Morris Minor Saloon, deci o mașină clasică, 100% clasică, foarte veche. Dar arată foarte bine. Îmi place că au pus axibil de la faruri și e stilul ăsta de anii 30, pe vremea prohibiției, foarte tare. Jante cu acest contur cromat specific Hot Wheel. Aici trebuie să recunosc că acest argintiu parcă arată binișor. Nu pot să zic foarte bine, dar binișor. Și ce îmi place aici, înscrisul de 70 de ani Matchbox și inclusiv un număr de matriculare foarte tare. Plus, dacă observați, au depus un efort să pună acolo niște vopsea pe post de stopuri foarte tare și vă dați seama, partea din spate arată foarte bine la macheta asta, inclusiv bara asta de protecție subțire, cum este și la un Beetle clasic. Foarte tare arată mașina. Mică, cochetă, dar cu vreo 2-3 gangster înăuntru, gata să-ți ia bere gata. Foarte interesant. Așa, deci o ultimă defilare. Și acum am să mă duc la raft. Aici avem multe mașini clasice. Eu o să încep cu asta că e tractor. Și mă voi duce aici pe raftul ăsta unde am aici o parte de tractoare și utilaje. Că se vede, am să pun asta aici. Și în spate am ceva avioane și ambarcațiuni din câte văd eu. Pick-up truck-ul ăsta ar trebui undeva, nu știu unde. Cred că aici am să-l pun deocamdată, pentru că aici mai am și altele în zona asta. Și acum, problema cea mai mare, mașinile clasice, asta am pus aici, dar vedeți că e plină până la refuz, mai am aici niște goluri, dar mașini clasice am destul de multe de la Matchbox, după cum vedeți, foarte multe și vechi, din anii 30-40 plus astea 50-60. Dar aici voi pune
pune majoritatea pentru că nu am unde să pun altcineva. Voi face ordine. Asta ar trebui să fie undeva aici, lângă compatrioților. Și mașina asta mai modernă, să-i zic așa. Nu știu, să încercai să o înghesui cumva. Da, asta arată cel mai urât aici, raftul ăsta, foarte înghesuit, foarte multe. Asta e. Voi vedea ce face. Vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune!